Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Durerea este un cadou? Nici gând. Iov în capitolul 16 scrie Dacă vorbesc, durerea nu mi se alină, iar dacă tac, cu ce se micșorează, dacă aș deține în mâinile mele puterea de a elimina durerea fizică din lume, spunea cândva doctor Paul Brand, nu m-aș folosi niciodată de lucrul acesta. Paul Brand a fost unul dintre cei mai renumiți cercetători ai secolului XX, care s-a concentrat asupra a ceea ce înseamnă durerea. Toată fascinația lui cu privire la acest subiect a fost rezultatul muncii sale cu pacienții bolnavi de lepră din India. Dacă lepra este foarte rar fatală în ea însăși, efectele oribile ale acestei boli produc desfigurare și, nu de puține ori, pierderea membrelor. Dar mai mult decât atât, de-a lungul secolelor a existat un stigmat social atașat acestei boli, separându-i pe cei atinși de această boală de cei dragi, rude și prieteni. În zilele Vechiului Testament, persoanele care sufereau de lepră trebuiau să părăsească orașul și să trăiască în afara localităților, într-o colibă, împreună cu alți leproși. De asemenea, trebuia ca de fiecare dată când cineva se apropia de ei, ei să anunțe boala lor strigând cu voce tare, necurat, necurat. În cercetarea sa, doctor Paul Brand a demonstrat faptul că nu lepra în sine era cauza desfigurării celor ce sufereau de această boală, lăsând în final victima cu niște membre care de cele mai multe ori trebuiau să fie amputate. Ceea ce s-a dovedit a fi de fapt cauza acestor disfuncționalități era însăși absența durerii, acest lucru fiind de fapt un blestem și nu o binecuvântare. Tocmai absența durerii îi permitea leprosului să își ardă mâinile sau picioarele fără să simtă lucrul acesta sau să pășească având răni deschise la picioare și totuși să nu simtă deloc durere. Astfel, Dr. Brand a ajuns la concluzia că durerea este de fapt o binecuvântare dată omenirii, un dar de la Dumnezeu și nu neapărat un blestem.